După schimbarea de președinte a clubului Rotary, Slatina a venit rândul celor de la Interact, aripa mai tânără a rotarienilor. Emoțiile au fost la superlativ, mai ales că momentul schimbării colanului de președinte a fost marcat cu ropote de aplauze din partea membrilor Interact. Declar oficial deschis mandatul 2023-2024. Evenimentul a reprezentat puntea de legătură dintre trecut și viitor. Au fost expuse atât concluziile la final de mandat 2022-2023, dar și planurile noului președinte al clubului. A fost un mandat frumos, greu, dar frumos. Consider că am făcut foarte multe proiecte noi anul ăsta, proiecte importante, unde s-a muncit foarte mult. Am creat o conexiune împreună cu echipa. Bianca a fost de-a lungul mandatului meu, să zicem, mâna mea dreaptă, chiar dacă a avut rolul de PR. A devenit prietena mea prin Interact și a fost lângă mine și am povestit tot ce a mers bine, tot ce nu a mers bine, ce mi-aș fi dorit să fi îmbunătățit. Dar sunt sigură că, să zicem, o să învețe din greșelile mele și îi urez succes. Atât pentru mine cât și pentru Ștefanie este o seară foarte importantă, deoarece se termină mandatul ei și un nou capitol începe pentru Interact Slatina. Consider că vom face o treabă foarte bună împreună, alături de noul board, și sunt foarte mândră că ocup această funcție. Dorim foarte multe activități, într-adevăr să le păstrăm și pe cele vechi, să le îmbunătățim și să facem și altele noi care sunt surpriză și vrem să punem și accent pe educație. Evenimentul solemn s-a încheiat într-o notă veselă, cu toții sărbătorind noul mandat de președinte al Biancăi, dar și împlinirea 10 ani de existență a clubului Interact Slatina.